Reabilitarea infrastructurii rutiere este un pas important pentru o comună modernă la cele mai înalte standarde. În acest moment, datorită implicării primarului Nicolae Curici, cu sprijinul președintelui Consiliului Județean Mehedin Țealadin Georgescu, comuna Zvinița este asfaltată în proporție de 90%. Primarul Nicolae Curici depune toate eforturile pentru ca cetățenii din comuna pe care o conduce să se bucure de un nivel ridicat de trai. Una din principalele priorități ale acestuia a fost modernizarea infrastructurii rutiere, iar lucrările au fost duse la bun sfârșit, întrucât aproape fiecare stradă din comuna Zvinița este asfaltată, iar condițiile de trafic sunt impecabile. Am reușit să finalizăm în proporție de aproape 90% proiectul reabilitare și modernizare străzi, proiect pe PNDL 2, în jur de vreo 62 de miliarde vechi, să zic 6.200.000 lei. Sperăm că până la sfârșitul anului să-l terminăm cu totul, mai trebuie remediate niște șanțuri și rigole și urmează marcajul tuturor străzilor și drumurilor de intrare în localitate și semnele de circulație. Este un proiect pe care l așteptăm de foarte multă vreme. Zvinița anul acesta a împlinit 50 de ani de când este pe această nouă vatră a satului. Datorită hidrocentrale din 1970, tot satul a trebuit strămutat pe vatra unde este acum. Și este pentru prima dată după 50 de ani când toate străzile și toate drumurile de intrare, aproape 8 km, sunt asfaltate în întregime. Comuna Zvinița a fost un șantier în lucru și asta datorită bunei colaborări dintre președintele Consiliului Județean Mehedin Țealadin Georgescu și a primarului Nicolae Curici, totul în folosul cetățenilor. Modernizarea infrastructurii rutiere este un pas important, căruia primarul comunei Zvinița i-a acordat atenție sporită.